Un recent raport de investigație dezvăluie o nouă perspectivă asupra institutelor Confucius din China și a aparentei lor infiltrări în Germania. Institutul a ajutat regimul comunist chinez să pătrundă în aproape toate aspectele societății germane. China își planifică deschiderea celei mai mari ambasade din lume pe fostul sit Royal Mint din burgul londonez Tower Hamlets. Însă, odată cu începerea primelor consultări despre mutarea ambasadei chineze în estul Londrei, a început și o dispută. Al treilea cel mai bogat antreprenor chinez a fost condamnat recent în China. El a distribuit informații despre istoria violentă a Partidului Comunist Chinez pe o aplicație de mesagerie. Un recent raport de investigație dezvoluie o nouă perspectivă asupra institutelor Confucius din China și al aparentei lor infiltrări în Germania. Liderul Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping, spune că aceste programe de educație servesc scopurilor diplomatice și culturale dar informațiile arată că în joc ar putea fi mult mai mult decât libertatea academică. Versiunea în limba chineză a publicației soră a NTD, The Epoch Times, a publicat recent un raport de investigație intitulat Cum s-au infiltrat institutele Confucius în societatea germană. Raportul concluzionează că Partidul Comunist Chinez a capturat în mod deliberat și cu succes Occidentul și detaliază modul în care institutele Confucius s-au infiltrat în Germania, principala putere din Uniunea Europeană și cel mai important aliat al Statelor Unite din regiune. Acesta se bazează pe informații din peste 700 de publicații, atât din presa principală cât și din surse oficiale, în principal în limba chineză. În timp ce institutele Confucius au fost criticate pe scară largă pentru încercările de a influența libertatea academică, raportul merge mai departe, spunând că institutul a ajutat regimul comunist chinez să pătrundă în aproape toate aspectele societății germane, incluzând politica, economia, cultura, educația, arta, ideologie și chiar religie. Raportul spune că Institutul Confucius își desfășoară activitatea sub acoperire, asta incluzând chiar și folosirea numelui său. Programul de educație al institutelor Confucius, care leagă sălile de clasă chineze de cele din Occident, are puține asemănări cu învățăturile lui Confucius, un renumit filozof chinez care a trăit acum peste 2000 de ani. Gândirea confucianistă a fost de fapt complet respinsă de către regimul chinez odată cu lansarea Revoluției Culturale, atunci când ideologia comunistă s-a consolidat în țară și au fost epurate alte moduri tradiționale de cultură și gândire. Acum regimul chinez pare să-i fi folosit numele pentru a-și extinde ideologia comunistă. Bao Tong, fost secretar al unuia dintre înalții oficiali ai Chinei, a scris odată pe Twitter că institutele Confucius sunt abatoare în care filozofia și doctrina acestui filozof sunt ciopărțite. subliniind că ar trebui să folosească termenul comunism ca nume mai degrabă decât pe cel al lui Confucius. Institutul Confucius a fost descris de critici ca fiind un cal troian politic, asta pentru că se află sub conducerea directă a Partidului Comunist Chinez. O fotografie din 2016 apare adesea în rapoartele mass media germane despre institute. Fotografia arată marea deschidere a Institutului Confucius din orașul Stralsund, din nordul Germaniei, la care a fost prezent cancelarul Angela Merkel. La doi ani după deschidere, liderul Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping, a spus pentru prima dată că scopul institutelor Confucius este de a servi obiectivelor politice ale Beijingului. Referindu-se la China, el a adăugat că acestea ar trebui să se concentreze pe constituirea unei puteri culturale socialiste cu caracteristici chinezești. Donația din partea Chinei pentru Institutul Confucius a inclus lucrări teoretice privind gândirea comunistă și evidența practicii sale din punct de vedere social. Guvernul german a acordat de asemenea ajutor institutelor în mai multe domenii. Institutul Confucius din München este fondat de Universitatea de Studii Externe din Beijing împreună cu Fundația Münchenului Estic, dar în 2017 a primit finanțare de aproape 50.000 de dolari din partea Guvernului de Stat bavarez al Germaniei. Banii au fost alocați pentru un proiect de renovare. Timp de decenii, nicio altă instituție culturală străină nu a primit acest nivel de asistență din partea statului, dar ajutorul primit nu se oprește aici. La un moment dat, Institutul Confucius din Nürnberg s-a extins prea mult pentru a se mai putea încadra în campusul Universității din Nürnberg, astfel încât guvernul de stat bavarez și orașul Nürnberg au închiriat o vilă de patrimoniu din secolul al XIX-lea pentru a fi folosită gratuit ca spațiu de birouri. În ciuda asistenței generoase a Germaniei și a atitudinii prietenoase față de programul Institutului Confucius, ambițiile Beijingului de a-și extinde influența provoacă îngrijorări. Până la sfârșitul anului 2020, cel puțin 63 de universități, două guverne și un birou de educație din Occident vor pune capăt cooperării cu Institutele Confucius. SUA se numără printre țările care au adoptat o poziție viguroasă. Secretarul de stat Mike Pompeo a declarat că toate institutele Confucius din campusurile universitare din SUA vor fi închise până la sfârșitul anului. SUA le desemnează drept misiuni străine ale Beijingului. Chiar și Germania acționează acum. Universitatea din Hamburg a decis să-și înceteze calitatea de membru al institutului Confucius primit odată cu acordul de cooperare semnat în 2007. Rezilierea intră în vigoare la 31 decembrie 2020. China își planifică deschiderea celei mai mari ambasade din lume pe fostul sit Royal Mint din burgul londonez Tower Hamlets. Însă, odată cu începerea primelor consultări despre mutarea ambasadei chineze în estul Londrei, a început și o dispută. Represiunea Chinei împotriva protestatarilor din Hong Kong, a musulmanilor uiguri și a practicanților Falun Gong a stârnit opoziția unor consilieri. Este un lucru teribil, teribil și aproape amintește de ceea ce s-a întâmplat în anii întunecați ai Europei între 1933 și 1945, pe când oamenii erau ridicați pentru reeducare, dispărând fiind sterilizați, organele le erau recoltate. Pentru mine acest lucru este foarte intens, semnificativ, să denunțăm aceste acțiuni ale Partidului Comunist Chinez și să susținem valorile pe care situl le-a susținut întotdeauna. Fostul sit Royal Mint este situat la Tower Hill din centrul Londrei, vis-a-vis -vis de celebrul turn al Londrei. A fost o abație catolică construită în secolul al XIV-lea după sfârșitul ciumei lui Justinian, numită Moartea Neagră. Voi contacta English Heritage pentru a mă asigura că totul din acea aplicație de planificare este conceput pentru a se potrivi, pentru a mă asigura că nu există afectări ale părților istorice ale abației care ar putea fi încă acolo. China a cumpărat situl în 2018. Ca parte a procesului de solicitare a planificării, în weekend ambasada chineză a trimis scrisori rezidenților locali, explicându-le planurile pentru sit, inclusiv pentru ambasadă, centrul cultural, spațiul de birouri și de cazare al personalului. De fapt, am observat o diferență destul de mare în, din moment ce există un mare aflux de studenți chinezi și multe clădiri. Dar există problema musulmanilor uiguri în China, iar asta reprezintă o preocupare reală. Unii locuitori se preocupă mai mult de investiții și de regenerarea zonei. Ambasadorul Chinei în Marea Britanie, Liu Xiaoming, i-ar fi scris primarului din Tower Hamlets, spunând că este de părere că unii consilieri încearcă să perturbe deschiderea noii ambasade. El spune că rapoartele despre musulmanii închiși în lagăre forțați să muncească sunt minciuni fabricate de unii politicieni și mass media occidentale. Un milionar, antreprenor chinez a fost condamnat vineri la 20 de ani de închisoare pentru că ar fi distribuit articole online despre istoria violentă a armatei roșii din China. Antreprenorul chinez Li Huaiqing a fost condamnat la 20 de ani de închisoare de către un tribunal din zona municipalității Chongqing. Li a fost condamnat pentru că a trimis șapte articole utilizatorilor unui grup din aplicația de mesagerie chineză WeChat. Acestea au inclus un articol despre istoria crimelor armatei roșii chineze din vremurile în care Partidul Comunist Chinez a preluat puterea în urmă cu 70 de ani. El a fost condamnat pentru patru capete de acuzare, inclusiv incitarea la subminarea puterii de stat. Soția lui, Bao Yan, a scris pe rețelele de socializare că va face apel ea a adăugat că a contestat verdictul numindul persecuție nerușinată. Li finanțase grupuri defavorizate din China, ale căror drepturi ale omului fusese încălcate de autorități. La începutul anului 2018 a fost arestat împreună cu mai mulți dintre angajații săi sub acuzația de implicare în mafia. Dar câteva luni mai târziu, el a fost acuzat că a incitat la subminarea puterii de stat pentru că a distribuit online un articol despre istoria violentă a Armatei Roșii din China. El este încarcerat de mai bine de 2 ani și jumătate. Activele sale de milioane de dolari, inclusiv afacerea și imobilele sale, au fost confiscate de autoritățile locale. Li era proprietarul companiei Fuhudian, a cărei activitate principală era amanetarea ipotecilor imobiliare. Acestea fiind spuse, ne puteți vedea în zilele de luni, miercuri și vineri în fiecare săptămână. De asemenea, ne puteți găsi atât pe Facebook cât și pe Twitter. Puteți găsi detaliile trecute mai jos. Pentru a ne ajuta să creștem, puteți să ne sprijiniți dând subscribe și like canalului nostru de YouTube. Dacă vreți să faceți mai mult, vă rugăm să considerați promovarea canalului nostru unui prieten sau unui membru al familiei dumneavoastră. Acestea fiind spuse, vă dorim să rămâneți informați și liberi.